Salutare, dragi prieteni! Reincozu aici pentru voi cu un nou unboxing la două produse foarte speciale de la brandul Miria. Dacă n-ați auzit până acum de el, este un brand românesc, din câte am înțeles pe internet, care produce și periferice pentru gaming. Și întâmplător am descoperit și aceste două produse super tari la un preț foarte, foarte bun și am zis să le achiziționez și eu, să văd ce și cum este cu acest brand. Avem un mouse, vedeți și voi aici, MG7507 Gaming. Arată foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult acest negru cu galben. Se conectează pe USB, are 6 butoane, 2500 DPI. Da, vedeți și voi, avem aici specificații în limba română. Suprafață cauciucată rezolvă problema transpirației și alunecării mâinii pe mouse în timpul jocurilor lungi. Rezoluție ajustabilă. Apăsați doar un buton pentru a seta DPI-ul astfel încât să alegeți cea mai bună viteză dorită pentru fiecare joc. Iluminare reglabilă cu LED-uri, lumini colorate ce pot fi ajustate adăugând stimuli în timpul jocului. Da, nu știu la ce se referă aici, stimuli în timpul jocului cu lumini, în fine. O rezoluție ajustabilă în 4 trepte, 800, 1200, 1600, 2500. Reușiți și voi să citiți aici, nu știu dacă am focalizat ca lumea. Așa, 6 butoane, USB 2.0, cablu de 1 metru jumătate. Oho! Material ABS. Foarte interesant, număr de apăsări, 20 de milioane de apăsări. Ramă metalică incorporată, deci avem ceva greutate la acest mouse. Sistem de operare Windows, bla bla bla. Băi, ce să vă spun? Eu am prins mouse-ul ăsta, am înțeles că prețul lui e undeva la 45 de lei. Băi, fraților, l-am găsit la 20 de lei. Gen, wow! Super mega extra ofertă. N-am putut să mă abțin, am zis că nu pot să plec din magazin fără să-l iau cu mine. Și ce oferă pentru banii ăștia? Wow! Deci, da. Haideți să-l scoatem afară din cutia lui. Să tăiem aici sigiliile. Foarte frumos ambalajul. Un produs bine pus la punct. Cu un pachet foarte bine pus la punct. Avem aici în partea superioară două sigilii. Un produs premium, să zic așa. Iar la banii ăștia chiar nu pot spune că am cu pretenții. Avem cablu îmbrăcat în textil. Dacă vă vine să credeți, un cablu foarte, foarte șmecher. Hai să vedem. Da, și certificatul de garanție și manualul. Și cam atât. Da, user manual. User. Român asta. Da. Presupun că aici ne explică ceva. Chiar sunt curios cum au făcut manualul. Da, conținutul pachetului și cam atât. Da, specificații în limba română și limba engleză. 2 ani garanție. Certificatul de garanție, 2 ani garanție. La banii ăștia nu cred că avem nevoie de garanție, dar fie. Așa. Ba ba bi ba. Wow, ho, ho. Super tare. Foarte super tare. Ia. Un click satisfăcător. Butonul pentru DPI
și rotița scroll. Da, o rotiță scroll care se simte foarte bine la mână. Chiar foarte bine la mână. Aș putea spune că forma este ergonomică și atât pentru stângaci cât și pentru dreptaci, însă butoanele laterale sunt pentru dreptaci, dar îl putem folosi și cu mâna stângă dacă suntem stângaci. 5 patine cu din teflon, fabricat în China. Comunitatea Europeană Miria MG7507. Interesant. Dar îmi place foarte mult cablul. Este împletit. Un aspect premium și un feeling super premium. Super premium. La bani ăștia ar trebui să fug la magazin să mai achiziționez unul, două. Așa. Care de scalată bine, am să-l conectez imediat. Și mai am pentru voi, ca să fie pachetul complet, am găsit și acest mousepad de la Miria. MG7700 pad. Pop! Avem aici o mic orificiu să atingem mousepad-ul. Foarte tare și aici avem la fel în română dimensiune, spun ei, confortabilă. 300 cu 240 mm. Au un mousepad decent de mărimi medii, aș putea spune eu. Suprafață din țesătură cu densitate mare care conferă o alunecare ușoară și o precizie sporită. Super tare. Suprafața mare, da, oferă spațiu suficient pentru deplasarea mouse-ului. Margini brodate, este cusut pe margini, foarte bine. Bun, să nu vă plictisesc cu chestia asta, v-am plictisit deja cu mouse-ul. Hai să-l scoatem afară din pachet, să-l vedem cum arată. Chiar sunt curios, am văzut pe site că avea un design foarte, foarte șmecher și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că are și un frățior mai mare. Poate într-un viitor nu prea îndepărtat am să fac un unboxing și la frățiorul său mai mare, care este un desk pad. Da, dar momentan avem acest mousepad, să-l facem echipă cu mouse-ul. Noul mouse de la Miria. Chiar sunt curios să văd cum se comportă senzorul și oho, avem mousepad-ul prins cu acest elastic. Foarte bună idee, Miria. Păcat că alți producători nu s-au gândit să lege mousepad-ul în pachet. Cei mai mulți l-au aruncat acolo și l-au lăsat așa. Bun, haideți să-l vedem. Ia uitați-l ce frumos este. Un mousepad foarte, foarte frumos. Un artwork deosebit. Da, vedeți și voi. Super calitativ. Țesătura este super calitativă. Un cauciuc de bună calitate. Ce ziceți? Fac echipă bună? Galben cu negru și cu roșu și cu puțin albastru. Alunecă destul de bine. Nu pot să mă vait. Haideți să conectăm și mouse-ul. Cer scuze că nu m-am gândit să îmi aduc extensia USB la îndemână. Imediat. Gata. Haideți să-l vedem cum luminează.
Să sperăm că nu face poc. Luminează! Oho! Haideți să sting un pic lumina, să vedem toate culorile. Deci avem albastru, am văzut un verde, acum avem un roz, un galben, un albastru. Deci avem albastru, odată, roz, doi, galben, trei, roșu, patru, verde, 5 și albastru din nou. Deci sunt 5 culori. După cum vedeți, are un delay, să zic așa. Nu știu dacă se vede foarte bine la cameră. Pornește din vârful mouse-ului și se termină către logo-ul Miria aici. Începe din față și se termină în spate. Începe din față. Super, super, super. O iluminare excelentă. Foarte, foarte tare. Deci la asta se refereau cei de la Miria când au spus că lumini colorate ce pot fi ajustate adăugând stimul în timpul jocului. Să presupunem că dacă apăsăm aici se schimbă ceva în afară de DPI. Presupun că DPI-ul se schimbă aici. Ia, hai să mișcăm un pic cursorul pe ecran, da? Da, categoric. DPI-ul, da? Deci DPI-ul se schimbă cu acest buton. Copy și paste back and forward în browser by default, la fel ca la oricare alt mouse. Asta nu mai trebuie să mai testez cu ceva. Băi, sper că v-a plăcut unboxing-ul meu. Deja am ajuns la 12 minute în clip. Acesta a fost mouse-ul MG7507 sau 7507 de la brandul Miria, cu coechipierul său mousepad-ul MG7700 de la același brand Miria. O echipă excelentă, aș putea spune, raportat la prețul plătit. Merită atenția voastră dacă sunteți în căutarea unor periferice pentru gaming și aveți un buget destul de redus. Merită. Nu mai contează restul. Eu am fost Reincozo, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Până data viitoare, toate cele bune!